Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova! Bine v-am regăsit, stimați telespectatori! De data aceasta suntem într-un cadru special, nu un studio, și după cum veți observa, ne cade bine această deschidere. Invitatul meu special, invitat de onoare, a mai fost la noi în emisiune, este un nume arhicunoscut și foarte îndrăgit. Un reper în arta cinematografică. Este vorba de regizorul Ion Cărmăzan, care este și profesor universitar. Este semnatarul unor filme de referință, mai nou un film care a intrat puternic în scenă și vom vorbi și despre aceasta. Aflat la Timișoara pentru că iubește această zonă, este legat sufletește de Banat și pentru acest motiv, am mai spus-o și altă dată, a avut inițiativa să creeze aici un așa numit club de la Timișoara cu membrii ORF. Vom afla detalii și de la cei care sunt prezenți și sunt membrii ai ORF-ului, dar înainte de toate vreau să-i spun bun venit. Ne reîntâlnim cu bucurie. Adevărul este că am putea vorbi 5 ore cu regizorul Ion Cărmăzan și nu ne-am plictisit niciunul. Avem însă la dispoziție doar 55 de minute pe care le împărțim și cu colegii. Din nou la Timișoara, așteptat, lumea are totdeauna un plus de bucurie când ne vedem și când ești aici. Da, se pare că ultima dată când am fost la Timișoara, Cornel Ungureanu a avut inițiativa să prezinte două cărți de ale mele la vinerea, întotdeauna el are reuniunea de la Uniunea Scriitorilor. La filiala Uniunii Scriitorilor, da. Și am tot stat în contact, a vorbit la Reșița, a vorbit la Cluj, până la urmă sunt două cărți, Povestiri din Boc și Sinfonia Balcanică, pe care mâine o să le dezbatem, ca să zic așa. Prilej cu care am reușit să ne revedem și să încercăm să reunim clubul, să vedem ce perspective avem. Sunt, din punctul meu de vedere, există două lucruri. O parte e Banatul Montan, un festival de film. A doilea este Timișoara, clubul de la Timișoara și posibilitatea de a mai scoate împreună niște ceva. Niște cărți. Acum să nu uităm și aș vrea să aduc sublinierea în această discuție, faptul că a fost tradusă în limba sârbă una dintre cărți, da, a venit și editorul de la Belgrad aici, a fost prezentată în 15 aprilie, deci vorbim și cu scriitorul, nu doar scenaristul, și regizorul. Care este dintre ăștia trei, adică regizorul, scenaristul, scriitorul, care e mai, să zic așa, prolific, desigur, regizorul, dar e prieten și cu scriitorul, nu? Da, nu știu, sunt un număr de cărți, nu le-am numărat, sunt un număr de filme care sunt destul de multe și sunt un număr de scenarii, multe care nu le-am făcut eu, de exemplu Nicolaescu, Orient Express, nu știu, altul, am scris mai multe scenarii, Brâncuș, Maria Tănase, da. Deci, practic și de drept, n-aș putea să spun cum e, că ele au început să se... De fapt, acum arunc în discuție mâine un text care se numește despre regizorul de film, care se numește Oglinda, și care va urma, probabil în toamnă, o să țin un masterclass la Universitatea din Belgrad. Și atunci această oglindă vorbește despre ce se întâmplă cu regizorul de film, dar de fapt ce se întâmplă și cu scriitorul. Am citit eseul, e foarte, foarte interesant, cu o deschidere foarte largă, apropo de personalitatea umană. În momentul în care se întâlnește care o triplă, persoană practic. De fapt, o ființă fizică cu o enciclopedie și sufletul lui și se nasc tot felul de convergențe. Nu-mi dau seama. Sigur că masterul de acolo are două capitole. Capitolul teoretic, ce se întâmplă cu regizorul de film, asta oglinda, da, iar celălalt, care este un exercițiu practic, care se numește antrenorul de imaginație.
antrenorul de imaginație este profesorul care duce studenții de la ciclu practic spre ciclu evoluție. Adică tot ce înveți practic trebuie să ajungi undeva într-un punct în care imaginația și ideile sunt deasupra. Iar această tehnică pe care eu ți-o dau o folosești în situația în care ai ajuns foarte sus. Atâta timp cât nu ajungi foarte sus cu imaginația, degeaba folosești tehnica. Rămâi la un nivel primar. Deci e o discuție destul de foarte complicată. Foarte interesantă și care de fapt vine să completeze ceea ce eu susțin cu mare drag. Dacă nu există imaginație, nu există artă. Nici problema, pentru regizor, nici este pentru că toată lumea, scriitor. Veronica, problema este că toată lumea se bagează pe anecdotic. Băi, hai să spun o poveste. Băi, dacă eu îți spun o poveste acum, așa, bun. Da. Dar de la povestea aia până ajunge la mine, la tine, trebuie un om care este și instruit, un om care folosește și foarte multe cuvinte, un om care își folosește și imaginația și care pune anecdotic într-o lumină în așa fel emotiv să ajungă spre tine cu emoție. Ca să ajungă cu emoție, nu poți să folosești cuvinte primare. Trebuie să folosești cuvinte de o anume factură și să le îmbini într-un anume fel. De fapt, ce e un scriitor adevărat? Un scriitor adevărat este un om care spune aceeași poveste cu 100 de inși, numai că el o spune altfel, cu mai multe cuvinte, cu mai multe expresii, în așa fel încât, folosind imaginația, o pune în pagină ca să creezi un soi de emoție. Deschide noi căi de comunicare, asta este. Și din punctul meu de vedere, când spun despre regizorul de film că e povestea cu oglinda. Sigur că tot timpul să te plimbi cu o oglindă prin lume. Și mă întreabă cineva, bun, ce le spui studenților, studentului, ce pot să-i spun? Că noi, de ce suntem noi altfel? Nu suntem altfel, doar că vedem ceea ce ceilalți nu văd. E o imaginație care, de fapt, recrează, se știe, creează o nouă imagine a lumii. Și asta e și cu oglinda. Nu te supăra pe mine, Veronica, există la ora asta o mare oglindă. Dacă te uiți pe toate canalele de televiziune și le combini, e un mare film, în fiecare zi este un mare film. O mare oglindă care se pune pe lume. De dimineața și până seara. Un întreg. Îți dai seama că dacă nu ai discernământ, dacă nu știi să te strecori, dacă nu selectezi, poți să nebunești. Da. Practic, da. Și de drept, oglinda lumii la ora asta e atât de diversă. Bun. Atunci se pune problema oglinzii tale, a mea, a ta. Noi scriem ceva sau facem ceva. Da. Ce facem cu oglinda? Oglinda aia noastră oglindește ceva. Sufletul nostru, mintea noastră, memoria noastră. Relaționarea cu lumea. Subiectivitatea 100% a omului sigur. În spațiul ăla. Da. Da. Deci problema care se pune, nu poți să faci film despre, cum să spun, decât dacă ai ceva de spus. Undeva, de exemplu, în Ungaria, de exemplu, nu te primește la examenul de regie dacă n-ai 23 de ani. O să zici, pardon? Da. Deci și ce faci de la 18 ani? Treaba ta. Dar la 23 poți să vii să dai examen de regie în Ungaria. E, bun, o să zici, stai puțin, e o poveste de... Nu. Ei spun problema că la 18 ani nu ai niciun fel de experiență de viață. După 5 ani de la terminare... Și posibilitatea de selecție, nu-i așa? Da. Indiferent care e. După aia mai există încă o chestie care, de exemplu, acolo funcționează foarte tare. Deci intră toți. După un an, profesorii decid cine merge la imagine, cine merge la regie. Nu el decide. În funcție de datele pe care le are, așa e foarte da, deci, bine. Asta apropo asta că vorbim de selecție. Apropo dintr-un fel sau altul, toate lucrurile lumii trebuie adunate și văzute, experiența. Până la urmă, la ora asta toți vor să fie regizori de film. Unii filmează cu telefonul, unii filmează cum vor ei. E adevărat că e liber. E adevărat că e liber. Și e adevărat că imaginea tentează, știi, imaginea, dar sunt... trepte, nu ne putem amesteca. E povestea cu cărțile. Artei. Tu știi foarte aici bine că o carte se scrie uneori cu transpirație, cu criză, cu sânge, cu tot ce vrei. Cu reveniri. Cu reveniri pe o perioadă mai lungă. Sunt oameni care cred așa, punem în față un magnetofon, eu îți povestesc viața mea, vine un om abil care retranspune povestea, am scris o carte, n-are nicio legătură. Nu e artă. Deci, dar la ora asta există această libertate. Poți să plătești singur cartea. Problema nu e asta. Problema noastră, a noastră, a oamenilor care ne-am intrat pe un culoar al acestei existențe, este de a încerca să păstrăm
ceea ce există bun în tradiție, vis-a-vis de regia de film, vis-a-vis de scriitori și așa mai departe. Pentru că altfel, dacă nu așa, o să ne transformăm într-o mare masă de regizori de film, o mare masă de scriitori. Lumea să spună și ce-i cu asta. Eu la Cinemateca din Lisabona, directorul Cinematecii avea o problemă. Era un om onorabil, critic de film, care a zis, dumne, sunt asasinat de oameni tineri care vin cu filme făcute pe telefon să le dau la Cinematecă. Și eu nu vreau. Pentru că nu există în codul Cinematecii filme pe telefon. Bineînțeles. Deci, dar se omite ceea ce vorbeam la început. Acel quantum de creativitate pe care nu e obligatoriu să-l aibă oricine. Creativitate artistică vorbesc. Pentru că și cel care a inventat telefonia mobilă a avut creativitate. Da, dar da. Noi vorbim de creativitate artistică. Fără asta nu intrăm în lumea artei. Apropo de Oglinda, de textul pe care l-am citit cu foarte mare plăcere, cu trimiteri în diverse etape istorice, frumoasă trimiterea spre Siracuza, da. Câți mai știu de Arhimede și experimentul cu oglinzile? Aparatul de filmat, cel care ne filmează, e făcut raporturile între două oglinzi. Deci, într-un fel da. Sau altul, aparatul da. De fotografie se bazează pe același principiu. Așa. Gândește-te că uneori imaginația poate să ia o scenă din realitate și să o filmeze într-o oglindă, din oglindă în oglindă. Acele oglinzi venețiene, înțelegi? Exact. Care arătau pe ăia urâți, arăta frumos, pe ăia foarte frumos și mai frumos, iar pe ăia super arăta extraordinar. Deci toată lumea era foarte mulțumită pentru că toată existența era răsfrântă în zeci de oglinzi. Deci gândește-te că până la urmă noi devenim o oglindă. Frumoasă metaforă, dar într-adevăr noi devenim o oglindă. Sunt foarte multe studii care arată că, de fapt, într-o persoană existăm trei, cu voia sau fără voia noastră. Este imaginea celui care vrem să fim văzuți de ceilalți, este imaginea pe care o percepi ei, că tu vrei să fii văzut frumos și poate nu te percepe la da. Fel, deci imaginea pe care ei o percep și imaginea aceea a eului personal pe care o știi doar da, deci tu. Deci problema e că până la urmă eu citesc un text al tău și indiferent ce povestești, te regăsesc pe tine aia ultima, aia din interior. Ceva din ceva structura. Din interior, din da. Suflet. Sigur că metafora aia pe care eu arunc, rugăciunea inimii, să duci mintea în inimă, da. e o poveste care funcționează foarte clar, pentru că fără povestea aia, orice text rămâne un text. Fără participarea aia de transfer între minte și inimă, între sufletul tău, între ceea ce vrei tu de fapt să transpire undeva nevăzut în cuvintele sau în povestirea ta. Pentru că întotdeauna există un raport cu realitatea imediată și un raport cu eternitatea. Între astea două, tu spui problema dacă vrei la un moment dat să comunici cu eternitatea sau ce nu. Rămâne. Foarte, foarte, foarte frumos excurs. Studenții vor fi încântați. Ne oprim puțin și la filmul care a fost foarte bine primit, Viața unei singure femei, cu o problematică contemporană și nu numai, adică i-aș spune da. O problematică general umană, văzută dintr-o anume oglindă și dintr-un anume unghi regizoral artistic, cu anumite subtilități. Mie mi s-a părut că, așa ca și în Casa din Vis, unde sunt niște subtexte extraordinare dacă da. Le prinzi. Într-adevăr, din nou, regizorul Ioan Cărmăzan se arată a fi creatorul în text și despre text, nu numai despre imagine. Foarte interesant. Acea subtilitate de transmitere prin cuvântul care e stilizat artistic. Aici ne oprim. Da, deci practic, din punctul ăsta. Meu de vedere, e un fel de un nou început, adică încerc să dau imagini, deci putere prin cuvinte. Deci nu numai povestea, cum spuneai, deci nu numai prezentăm o poveste și gata. Nu, e o anume subtilitate dată tocmai de text, de cuvânt. Da, deci e un fel de reevaluare a cuvântului și a povestirii în film. Adică imaginea vorbește, cuvântul arată, imaginea cuvântul direcționează, imaginea arată. Arată, îmbinarea da. Între
între cele două o și complementaritate extraordinară. Trăim într-o lume în care cuvântul a devenit foarte important și acest lucru eu l-am simțit. Deci, într-un fel sau altul, e un fel de tip nou algoritm de a face film. Un film care se îmbină cumva teatru-film, dacă vrei. E un experiment pe care îl continui, pentru că el are un algoritm, cineva a încercat să vadă. Algoritmul este compus întotdeauna din raportul timp-spațiu și filmarea în spațiu întotdeauna presupune un raport în care cuvintele se cheamă singure, adică povestirile se cheamă singure. Dar rămâne să vedem dacă următorul film va încerca să le îmbine. Care va fi? Care va fi Lumea nouă și Pianul de lemn. Ce frumos titlu! E hipermodern. Pianul de lemn, depinde ce fel de lemn. E povestea unui nebun care ia lecții de pian, are mare talent și doamna profesoară vrea să-i vândă un pian. Și el spune, n-am nevoie, am construit eu un pian, sunt întâmplar. Și cântă, nu cântă, dar pe și ai nevoie, nu, ce muzica e în mine. Nu, că pentru el, da, e destul. Deci eu dau pe cap, muzica e în mine, n-am nevoie iarăși să cântă. Iarăși mergem la subtilitate. Deci chiar mă bucur că s-a mers în discuție pe această linie, pentru că aici e vorba de artă, subtilitatea intelectuală, subtilitatea emoțională și vine regizorul Ioan Cărmăzan, care are atâta experiență, atâta talent, să sublinieze că și arta modernă are nevoie de emoție. Are nevoie. Emoția se naște tot din imaginație. Dar știi pentru că există curente și experimente contemporane în care se fuge de emoții. Deci aș vrea să-ți povestesc foarte repede o mică povestire în care răsturnarea imaginativă întoarce tot. Deci într-un orășel e un băiețel care prinde păsări. El are un meșter mai bătrân cu care prinde păsări. Da? Într-o zi meșterul prinde o pasăre pe clei care are un inel pe care scrie adresa unui muzeu din Praga și un număr. Puștiu, care e mai isteț, se duce la mătușa lui care știe cehește și scrie la muzeu. De la muzeu vine răspuns și felicitări de la profesorul care a lansat 10 sticleți cu inele și a vrut să vadă unde migrează. Și deci distanța între Praga și Bocșa, unde se întâmplă, sunt 2000 de kilometri, aproape 2000 aerieni, da? Bun, el e felicitat, îi se dă, toată lumea îl numește sticletele, totul e în regulă. Pasărea moare, iar bătrânul îi dă inelul puștiului, care o pune pe legătura lui de chei, da? Puștiu se căsătorește, totul în regulă și într-o seară, bând ceva cu nevastă și povestind, nevastă să-i spune, mă, tu te-ai uitat pe inelul ăsta? Da. Păi de aici e un număr, asta e ziua ta de naștere. Formidabil! Ce înseamnă imaginația? Până unde poate zbura? Bun, ok, asta este apropo de... A început filmarea, nu? Încă? Nu. Urmează probabil să încep să filmez. Asta e una din povestirile pe care personajul principal e poreclit sticletele. Și el povestește chestia asta de unde vine porecla, înțeleg? Dar apropo de imaginație și de antrenorul de imaginație, întotdeauna trebuie să te duci undeva unde nimeni nu se așteaptă. Asta e. Păi aici este cluul artei. Cu asta te numești artist sau te numești, cum spuneai tu, scrii un text, îți povestești viața și spui sunt scriitor. Da, nu e chiar așa. Întâlnești oameni care spun, dom'le, eu dacă îți povestești viața mea e un roman. Sunt de acord. Da. Numai că problema nu e asta. Nu e asta. E, arta e bine că poate fi conturată și în această vrie absolut bulversantă, contemporană, și de oameni care, așa cum ai spus, rezistă în fața unor norme noi, preluând anumite elemente care au făcut istorie, care au dovedit în timp că sunt valoare. Practic, nu renunțăm la emoție în artă. Nu, n-ai cum să renunți, pentru că orice ai face la un moment dat în evoluția ta, înțelegi că ți-am zis titlul, Lumea nouă și Pianul de lemn. Ți-am spus cum e cu pianul, da, cum e cu Lumea nouă. E foarte simplu. Nevasta pleacă.
se căsătorește cu un italian, divorțează de bărbat, se căsătorește cu un italian care e mai bătrân cu mult decât ea, și? Totul e în regulă. Numai că după un timp se întoarce la bărbatul de care a divorțat, spunând, dom'le, de când am rămas gravidă, copiii italianului m-au suspectat, italianul s-a îndepărtat, m-am întors la tine, ăsta îi spune, te-ai întors la prostul de bărbat, bravo, e în regulă, bun. Ăsta zice, asta e. Și într-o zi vorbesc amândoi, și cu copilul ce facem? Și el zice, ce să facem, îl lăsăm, eu n-am putut să am copii, deci o să-l lăsăm, nu? Păi și cu lumea din Bocșa, din orășel, ce o să zicem? Păi lumea, da, lumea. Deci va trebui să vindem și să ne mutăm. Da, va trebui să vindem, să ne mutăm, să creștem copilul. E în regulă. Dar zice, cu ăștia care se uită acum la noi din sală, cu ăștia ce facem? A, zice, ăștia nu sunt reali, sunt virtuali. A, zice, ciocolata din vis nu e ciocolată, e vis. E vis, deci, da. Deci probabil că așa se naște lumea nouă. Da, da. Tentații multe, sunt foarte multe aspecte poliedrice ale artei pe care le apără artiștii adevărați. Avem în față un artist de marcă, nu, chiar nu zic bine artist adevărat, nu, e, nu e virtual, e adevărat, dar da, da, este da, artist de marcă, artist de marcă. Nu, deci, am făcut niște mărturisiri pe care nu le-am spus nimănui, e prima oară când vorbesc despre... Da, le luăm ca prima audiție. Da, da, da. Vorbesc despre nou scenariu. O bucurie extraordinară. O bucurie extraordinară și faptul că la Caransebeș, la Bocșa, la Oradea se face, se derulează un festival de film românesc, da, la inițiativa regizorului Ion Cărmăzan. Lucrurile sunt extraordinare. Problema, că... știi care e problema? Problema este că filmele au devenit, unele din filmele românești au devenit nu făcute de comuniști, sunt de patrimoniu. Ele fac parte deja din patrimoniul cultural românesc. Dă-mi un exemplu. Felix și Otilia, Iulian Micu, Nunta de piatră, Veroiu, sigur. Adela Veroiu, Concurs Pizza, nu știu, Nicolaescu, Ciuleandra. Astea sunt filme Sabinarii de patrimoniu. Da, bun, astea sunt filme de patrimoniu. Da, așa e. Problema este că la ora asta, vrem sau nu vrem, cinematograful românesc s-a rupt în două, filmele de patrimoniu și filmele Noului Val. La filmele Noului Val rezonează o categorie de oameni, dar există o mare categorie de oameni care rezonează la filme de patrimoniu. Și atunci noi avem datoria ca aceste filme de patrimoniu, într-adevăr, să le conservăm, să le repunem în... Și, de fapt, asta va fi... Pentru, și pentru tinerii și tânăra generației care trebuie să știe valorile, pentru că și filmele actuale sunt și ele interesante, dar, cum ai spus, le lipsește acel eșafodaj care poate să transceadă vremile. Nu să-ți mai să spun ceva, dintr-o constatare simplă. Da. Filmele care au rezistat timpului, da? Da. Sunt filme, 80% cele care au ecranizat literatura română. Lia Leperân, ce ai foarte, să vezi. Da, foarte adevărat. Deci, spus, practic da. Și de drept, 80% din filmele care au rezistat timpului sunt ecranizări din literatură. Asta e prima poveste. Doi, a doua care mi se pare excepțională. Toți actorii ăia mari care au jucat în filmele alea au rămas în mintea și în sufletul nostru pentru că au jucat ca și cum nu exista comunismul. Extraordinar de adevărat, foarte adevărat, într-adevăr, au transcedat, exact ce am spus, au trecut peste o perioadă, o epocă. Iar și au jucat intrat în filme. Iar în filmele permanență. În filmele în care unii jucau formalist sau se vedea că sunt, dar încearcă se vede să reinventeze comunismul, lumea le-a dat la o se parte. Se vede falsitatea. A păstrat exact alea în care ei sunt liberi. Da. Da. Deci astea sunt lucrurile pe care ar trebui într-adevăr să le subliniem, să le punem în valoare și pentru că generația studiile, noastră... Toate aceste teorii pe care le expui și la studenți s-ar putea concretiza într-o carte? E necesar așa ceva, cred. După părerea mea, da, probabil că va fi undeva. Nu? Se scriu cursurile lucrurile. Ținute la studenți, cred se că ar trebui. Se scriu lucrurile, pentru că și povestea asta cu oglinda și antrenorul de imaginație și toate astea vor fi la un moment dat puse undeva. Sigur. Pe da. Parcurs eu am afirmat în diverse locuri, dar probabil că tu ai dreptate, că aceste lucruri numai trebuie că concret. Trebuie să rămână ca un gen de lecție, de îndrumare, că au nevoie Veronica, de asemenea. Există un principiu foarte simplu. Da. Dacă de la nimic se întâmplă ceva și dacă de la acel ceva se mai întâmplă ceva, ceva și clar. Tot așa, dacă nu, nu. Astea sunt verigile obligatorii
pentru cultură. Deci de câte cultura. Ori vrei să faci ceva, apare unul și zice nu e cazul, ba e cazul. Ai renunțat. Nu fă aia, ba e cazul. E pentru o renunțare, se, ai pierdut o verigă dacă din nu se întâmplă cultural. Nimic de la cel ceva, se mai întâmplă ceva, dar dacă nu e nimic, nimic. Și tot așa. Deci marea problemă a lumii în care noi doi trăim în momentul ăsta este această poveste de a încerca să faci ceva. Uneori iese, uneori nu iese, dar de la aia se mai poate întâmpla ceva. Tu spui așa, eu vreau să-mi iau o viză pentru Canada, fiica mea mă obligă, nu știu ce. Dar eu îți spun că dacă nu faci, nu se întâmplă nimic. Dar dacă faci, eu nu știu care va fi următorul pas, se va întâmpla ceva. Te invit, discuția asta te noastră invit să, să prezinți un serial de filme românești. Probabil. Canada. Deci înțelegi care e marea problemă. Da, deci da, e clar pentru mine, dacă de la nimic se întâmplă ceva și de la acel ceva se mai întâmplă ceva, tot așa, e, dacă nu, nu. Da, e o logică absolut importantă, trebuie reluat lucrul acesta și cred că studenții pe care ai sunt oarecum favorizați de soartă. Să ai un profesor cu atâta deschidere imaginativă, culturală, un om cu o spontaneitate verbală specială, pentru că orice s-ar spune, cuvântul e o forță și numai un artist știe să-l folosească. Așa da, nu fac, să-ți mai spun forța. Ceva, nu fac niciun fel de efort, asta sunt, așa sunt. Asta e structura, așa, așa sunt e... Și așa m-am descoperit eu pe mine. Talentul. Pentru că, practic am ajuns profesor pornind de la o glumă, hai să ții o lecție, da? Și am văzut că e sala plină și uite așa am devenit profesor. Da, deci toate s-au întâmplat. Foarte interesant. Din punctul meu de vedere nu fac niciun efort. Dar într-un fel sau altul am în mine conștiința că trebuie să fac aceste lucruri. Așa, și este o bază inepuizabilă de idei. Revenim la Timișoara, că suntem da, aici pe teritoriul așa, privat al nostru. O să facem un festival de film. Facem un festival de film. Bine. În iulie aici, la grădină. La celebra grădină unde eu am văzut când eram student, l-am văzut pe Gianni Morandi. Da? Da. Și n-ai știut că vei ajunge să... Nu, dar asta acum e istoria. Am bătut palma. Și așteptăm cu interes acest gând, că a fost așa o sclipire. Hai să facem un club de la Timișoara. Păi este o onoare totuși să știm că OARF-ul, adică o uniune a de creatorilor. De OARF-ul ulterior, deci inițial a fost ideea de club care a pornit de la o poveste banală simplă. Eu am participat la scrierea unei cărți a lui Doina Moț, care a scris acolo ceva despre Olimpia. Acolo am fost la lansare, da. Ea, și de acolo mai, ți-a venit ideea. Am fost campion de ping-pong, am scris și eu povestea aia și m-am dus la lansarea cărții. Într-o sală mare erau 20-25 de oameni intelectuali din Timișoara care scriseseră în cartea aia, care toți au luat cuvântul. Și atunci mi-am dat seama că erau oameni aproximativ de vârsta mea care mai aveau foarte multe de spus. Și prilejul era această carte. Dacă nu le oferi prilejul, ei tac. Dar dacă le oferi prilejul, ei spun. Și atunci mi-a venit mie, pornind de aici, să inițial să inventăm pe formula Pessoa. A portughezului Pessoa, da. Să inventăm un club imaginar, care n-are sediu, n-are statut, n-are nimic, e clubul de la Timișoara. Da. Nu are reguli decât de amiciție, prietenie. Ulterior, o parte din oameni au devenit membri la OARF pentru că corespundeau idei că fac televiziune, că fac radio, că scriu cărți, că pot să fie scenariști, că pot să fie producători. Uite, exact cum ai spus, se întâmplă ceva, s-au întâmplat multe. Dintre aceste multe s-a întâmplat că Doamne, niște volume au intrat în bibliotecă. La propunerea lui Cărmăzan. Deci nu a fost așa o întâmplare oarecare. S-au legat. S-au scris carte despre Brâncuș. Da. S-au scris două tomuri despre literatura feminină, nu-i așa? Apoi cele tematice despre iubire, despre mama, da, despre... Și bun, era și Brâncoveanu care rămâne o carte de excepție. Brâncoveanu a fost piatra de temelie. Da. Dar... Iar acum pregătim o carte care se văd că se naște destul de greu, dar poate să fie interesantă. S-au împlinit 100 de ani de cinema românesc, da? Hai să vedem niște portrete feminine. Portrete de actrițe care au jucat în filme românești.
și vom scoate această carte. Dar cu... numai vechi sau și noi? Portrete de tot, tinere tot, care deci, sunt... Tot. Da. Deci, da. 100 de ani. Cinematograful a împlinit 100 de ani în România. Frumos. El s-a evoluat. În acest cinematograf care există și în momentul ăsta au apărut niște portrete feminine. Exact. Deci hai să le contabilizăm, hai să le elogiem, hai să le punem în valoare pe o chestie de subiectivitate. Adică mie îmi place Irina Petrescu, ție îți place Carmen Galin. Lui nu știu care îi place. Atunci hai să scriem cu sufletul despre ele. Pentru frumos. Că merită. Dar cam asta încercăm și acum. Și ideea e foarte interesantă pentru că se leagă niște secvențe de creație, din nou creație, pentru că fiecare, nu-i așa, merge pe ideea personală. Dincolo de prezentarea clasică, urmează și o chestie da, subiectivă sufletește. Da, găsește un element care îi aparține interpretului din și asta înțeles. Face deci foarte mult. Asta este subtextul poveștii. Da, foarte mult. Avem aici prezenți câțiva dintre membrii. Ok, cu mare drag, te rog să-i arăți pe prietenii de la, de la clubul de la Timișoara, care sunt perseverenți. Bun, ar trebui să-ți faci o autoprezentare. Da, eu sunt membră la acest club și recunosc că uneori am zis, nu, despre Brâncoveanu am zis, de exemplu, da, scriu, mi-am ales o scenă, cum trebuia, dar despre Brâncuș, când a venit vorba, am spus, Doamne, dar ce mai pot eu spune despre Brâncuș, s-a scris atât de mult. Și asta e provocare. Și până la urmă... Și asta e o provocare, pentru că zici, s-a scris atât, s-au spus atât, eu ce aș mai... Și totuși, mai există totuși ceva. Am mai găsit ceva, da. Mai există ceva, e acel ceva important. Asta este, e formidabil. Sperăm ca acest grup, club, da. Să meargă mai departe din motive de din momentul în care creație. Mulți din ei au devenit membri la ORF, el va merge automat mai departe. Da, da. Problema este dacă vor veni noi oameni lângă noi. Au început să apară pe aici, pe acolo, nici nu contează. Important e că în Timișoara există acest club. Clubul de la Timișoara, care uneori face niște lucruri. Asta e. Asta voiam să spun că nu este doar o întâlnire de pamplezir și de prietenie. Deci, e dacă, și de asta. Dacă există e ceva, și se va mai întâmpla ceva. Dacă și s-au legat multe lucruri, așa este. S-au realizat multe lucruri. Mulțumim foarte mult cu pentru această mărturie artistică și cred că ar fi interesant să aflăm câteva fraze și de la reprezentanții clubului, îți care mulțumesc. Vreau să spun că te adoră și toți, deși nu sunt norme, nu e un statut, cum vorbeam noi, toți respectă orice propunere. Nu, problema este pentru că la un că au moment coalizat dat... pe o idee, ideea aceea de a face ceva în domeniul artistic. Nu sunt toți scenariști. Numai că dacă faci o trecere în revistă, în momentul în care noi am început să propunem clubul de la Timișoara, fiecare membru avea poate o carte. Aș vrea să vezi că în acest interval fiecare personaj, dincolo de cărțile cu nume, are 4, 5, 6, 7 volume. Deci, într-un fel sau altul, clubul este și o creștere valoric personală. Sigur. Ia-o la rând și hai să categoric. Vezi că avea în anul ăla o carte, iar acum are 7. În intervalul plus, în care a participat și la... Și plus volumele la plus care volumele a colective, dar volumele colective au încercat cumva să suprapotențeze un soi de concurență personală. O să încerc să suprapun imagini cu volumele care au fost scoase. Da. Pentru că, acum, fără să ne lăudăm, dar unele dintre ele arată ca niște tomuri. Da. Adică Brâncoveanu, chiar și Brâncuș. Și chiar Brâncuș, pentru că e o nouă perspectivă asupra lui Brâncuș. Categoric, între imaginar și real da. Există această posibilitate de a te manifesta tu ca și om artistic, creator. Creativ. Da. Okay, și deci... lucrurile sunt foarte frumoase. Pentru asta mulțumesc regizorului Ioan Cărmăzan. Încântat să fie aici și noi încântați să-l auzim vorbind cu atâta atingere pentru ceea ce înseamnă Timișoara și Banatul. Și am pus subliniat atingere pentru că, într-adevăr, iubește zona. Mulțumesc foarte mult! Și eu mulțumesc!
Stimați ascultători, stimați telespectatori, continuăm acest periplu artistic în primul rând și de realizare în al doilea rând. De ce spun de realizare? Așa cum preciza regizorul Ion Cărmăzan, s-a pornit de la ceva minuscul, o propunere oarecare, și clubul de la Timișoara a însemnat doar o idee, ceva teoretic, fără statut, fără norme. Dar dacă ai acel mic ceva și mai te străduiești și mai adaugi altceva, se întâmplă până la urmă ca verigile să se lege și să se realizeze ceva. Suntem în prezența doar a câtorva dintre membrii clubului de la Timișoara. Toți oameni din domeniul artei în general, din domeniul presei, oameni care au dovedit în niște ani perseverență, implicare și puterea de a face acel ceva în comun. În sensul că s-au venit cu idei, cum am mai precizat mai înainte, s-a dat o tematică, s-au scris volume și această colaborare, care înseamnă o complementaritate extraordinară în imaginație, în creație, în artă, iată, a făcut ca acest grup să aibă calitatea de unicitate. El se află la Timișoara. Încep cu una dintre membrele clubului, care e, cred, la fel de veche ca mine sau poate și mai veche, nu știu. Silvia Negru, poetă, scriitoare, foarte promptă la toate propunerile de realizare a unui nou volum. Silvia, onoare să facem parte din acest club. Da, într-adevăr, este o onoare și îți mulțumesc, dragă Veronica, pentru valorificarea tuturor momentelor noastre, în special cel de azi, la mijloc de mai, prin care am nădăjduit întotdeauna lumina creatoare. Eu nu spun clubul de la Timișoara, în jurnalele mele scriu că este o grupare vestitică, nu vestică, ci vestitică, adică de la Ienăchiță Văcărescu, care spunea: v-am dat teatru să-l păziți ca pe un lăcaș de muze, cu el înveți, veți fi vestiți prin vești departe duse. Doream totdeauna ca veștile noastre, ceea ce scriem noi, cățile, să fie o barcă de salvare, să fie duse mai departe. Tu ne-ai ajutat de multe ori și în special pe mine în foarte multe situații să urcăm aceste trepte valoroase. Nu sunt oarecare, pentru că am urcat încet și sigur, am intrat în acestea și am întâmpinat câte o carte care s-a născut nu numai din harul nostru, ci și din sprijinul maestrului Ioan Cărmăzan, care ne-a fost mereu alături. Poate că dacă nu era dumnealui, nu ajungeam chiar acolo la atâtea cărți pe care colegul nostru o să le vi le prezinte. Warful pentru noi a semnat, sau pentru mine, Silvia C. Negru, a semnat un scenariu alternativ, alert, excelent, să zic așa, și cultural, în mod uman, luat așa din mers. Eu așa zic, toate acestea le-am făcut să construim ceva și am reușit. Toți care suntem aici, suntem oameni serioși și am construit o parte din istoria și a Banatului și mai departe istoria națională, dacă ne gândim la personalități ca Brâncoveanu, nu, ne-am ca și Brâncuș, ne-am apropiat de artă, de cultură, de existența noastră de fiecare zi, pentru că Ioan Cărmăzan a mizat în primul rând pe românesc și pe acuitatea tuturor ideilor, dar și prin traducerea acestora în alte limbi. Iată acum se traduce în sârbește o carte de-a lui. Scriem toți pentru că probabil ne gândim și la Pessoa, care spunea: viața nu ne ajunge și prin scrisul nostru trebuie să mergem puțin mai departe. Îți mulțumesc foarte mult pentru intervenție și prima puțină emoție am avut. Nu contează, foarte bine ai punctat. Într-adevăr, s-a realizat ceva. Acest ceva îl putem sublinia și concretiza cu niște volume care însumate înseamnă niște mii de pagini. Dragi telespectatori și cei care ne ascultați, ne auziți, se poate să spună cineva: ei, și ce-i cu asta? E un mare lucru. Rămân în biblioteci niște repere din acest cotidian.
Acest cotidian a fost marcat, cotidianul cultural a fost marcat și datorită nouă. Noi, atât cât am avut în plan să facem. Poetă, profesoară, Manolita Dragomir Filimonescu, deținătoarea unor premii importante internaționale. Și aici, de față cu noi, umăr la umăr cu noi, de la început. Așadar, Manolita. Bună ziua tuturor! Mă bucur să spun întâi un fapt mic, anecdotic. Și cu asta putem să o aducem între noi pe Doina Moț, care nu mai este, și să ne aducem aminte. După o emisiune a Veronicăi, am coborât în curte și am zis la un moment dat, și dacă fiecare, ei îi plăcea foarte mult olimpismul și spiritul olimpic, dacă fiecare ne-am alege un motto, ce s-ar întâmpla? Hai să facem ceva, am zis și eu fetelor, să fie ceva cu sportul, cu echipa, cu sentimentul acesta de apartenență la o grupare care ne face plăcere sau nu ne face plăcere în toate momentele, dar care există. Și dovadă că de peste 8 ani această grupare există în timp, în spațiu. Vrem, nu vrem, lăsăm urme, ne mai supărăm, ne mai bucurăm. În orice caz, această idee de a împărtăși experiență, fiecare cu meseria ei, fiecare cu sufletul ei, fiecare cu talentul, talanții, cum spune Silvia tot timpul, că avem fiecare poate câte un talent, dăm mai departe ceea ce putem, ceea ce am adus cu noi și totul prin scris. Să nu uităm că avem un președinte foarte implicat, un om de artă, un om de teatru, de film, un om care a trăit aproape toate experiențele pe care un mare artist le poate trăi și care și-a lăsat și el o parte din experiența lui, din suflul lui, din bunătatea lui, a împletit-o cu a noastră și existăm. Asta e foarte important, că existăm. Da, și s-a construit ceva în acest areal numit artă, lucru foarte important. În artă îți aduci partea personală, de personalitate, și o am aici pe prietena noastră, membra grupului, care este un nume în domeniul său, nu doar didactic universitar, ci și în cercetarea transpersonală. Are câteva tomuri personale, academice notate, profesor universitar dr. Anca Munteanu, care a știut totdeauna să-și găsească timp, deși e un om atât de ocupat, și i-a făcut și plăcere, asta e interesant, să fie aici, la acest, să-i spunem, proiect pe care noi și acum avem, stimați telespectatori, un proiect. Noi suntem foarte creativi, nu ne lasă regizorul Cărmăzan așa la întâmplare. Înainte de a-i da cuvântul invitatei noastre speciale, aș vrea să spun că tot din grup face parte și scriitorul Ion Marin Almăjan, să nu uităm asta. Mai avem o colegă, Constanța Marcu, care este și ea membră destul de veche. Este Nina Ceranu, care e editor, scriitor, nu e prezentă acum aici, dar multe din cărțile apărute la sub egida WARF au fost corectate, editate de către ea. Constantin Mărescu, poet, a plecat, dar ce păcat, da. Și Vasile Bogdan, care a scris un tom, Codul Cărmăzan, o carte de referință pe care nu știu dacă mulți ar fi fost în stare să o finalizeze, pentru că e vorba de sute de pagini și documentare, nu este doar fantazare. Așadar, profesor universitar dr. Anca Munteanu, ce ți-a adus nou WARF-ul în activitatea pe care o ai, atât de diversă și atât de spectaculoasă? Întrebarea este foarte binevenită, pentru că, deși poate e surprinzător, eu sunt psiholog. Deci, în aparență, evoluez, nu neapărat paralel, dar oricum în proximitatea literaturii și artei.
Dacă ar fi să esențializez prezența mea aici, aș rosti câteva fraze. În primul rând, cred că fiecare dintre noi este o formă de risipire. O să vă șocheze. Această tendință se acutizează pe măsură ce trec anii și iată că rămân suspendate o serie de idealuri, o serie de aptitudini. Și eu întotdeauna am avut atracție pentru zona aceasta a literaturii și a artei și poate că aveam chiar niște aptitudini în această direcție, pe care însă profesia mea le-a aruncat într-un marginal. Ei bine, vreau să vă spun că m-ați întrebat ce reprezintă pentru mine colaborarea cu acest minunat grup. Realmente, datorită aceste atmosfere emulatorii pe care am găsit-o în acest grup și bineînțeles a fost evocată pe drept cuvânt Doina Moț, care e persoana ce m-a adus în acest grup, dar am găsit aici foarte multe forme de prietenii și de stimulenți. Evident, regizorul Cărmăzan este dinamul nostru al tuturor. E bine, datorită acestei atmosfere emulatorii, eu am îndrăznit să îmi manifest și aceste opțiuni, dacă vreți, aceste gânduri, aceste aspirații în direcția literaturii și iată că, din punctul meu de vedere, activitatea pe care o desfășor în acest grup, acest club de la Timișoara, a devenit pentru mine o formă de restituire valorizată. O restituire care completează complexitatea personalității, a eului. Fără asta era undeva o umbră. Ai reușit. Suntem în alergare. Avem și plăcerea să o vedem și să-i simțim prezența unei doamne profesoare care este și scriitoare, este mai discretă, puțin mai discretă, doamna Olimpia Sârb, dar la fel de eficientă. Poate ajuta foarte mult și la finalizarea volumelor care apar la ORF, poate face traduceri, dacă este cazul, în engleză. Și de ce nu, fiecare își aduce acel mic quantum personal care la final înseamnă un puzzle interesant de personalități, de idei, de atitudini, de reușite. Zic să mărturisiți câte ceva din ceea ce ați făcut de când sunteți la ORF, pentru că ați venit cu o zestre de pagini pe care le-ați semnat. Mulțumesc foarte mult. Ați spus că sunt discretă. Aș fi vrut să nu vorbesc deloc. Colegii mei au vorbit minunat despre tot ceea ce era de spus și vreau să spun doar că, intrând în acest grup, eu am înflorit. Da? Deci este un mod de modul acesta de a aparține grupului este și o modalitate de a te exprima, de a deveni tu însuți sau de a-ți păstra personalitatea în continuare, atunci când viața, din punct de vedere profesional, îți spune până aici, adică ne pensionăm sau ne retragem dintr-o activitate. Este minunat pentru că vocea interioară, vocea scrisului, vocea nevoii de imagine, da? Este permanentă și nu se poate stinge în clipa în care ne retragem din viața socială, dintr-un punct de vedere sau altul. Și mai este acea da. Notă de creativitate pe care o are fiecare. Și care te aduce da. La locul da. Da. Și domnul Cărmăzan spunea în lucrarea sa Oglinda că e nevoie ca viața să apară așa cum este ea, este nevoie ca fiecare din noi să avem propria oglindă, adică să nu copiem ceea ce vedem, ci să transmitem propria noastră personalitate și propria noastră viziune unică în tot ceea ce facem. Vă mulțumesc!
Și eu vă mulțumesc. Într-adevăr, ați atins un punct important și l-aș cita pe Unamuno, care preciza că în fiecare dintre noi există trei, de fapt, persoane și personalități. Cel pe care vrem noi să-l vadă lumea din jur, apoi eul care e receptat de ei, că ei poate nu te receptează exact cum vrei tu, și eul acela al tău pe care numai tu îl știi. Acela este eul despre care vorbeați și care te aduce aici în planul de creație. Avem lângă noi un critic literar de marcă și un condei foarte, foarte acid la momentele potrivite, pentru că vede toate substraturile unei creații literare, știe să le prezinte cu farmec, cu argumentare, cu aplomb, și e Maria Nițu. Mulțumesc mult, mă bucură foarte mult aceste complimente pe care te se întâmplă să le auzi mai rar, dar și când le auzi îți fac plăcere. Da, voiam să zic că acest club l-am simțit eu ca un... Bine, și cercul de dezvoltare a prieteniei, a creației din fiecare, dar ca o familie. Am simțit acest simt familial de la început, parcă deci inițiată de Cărmăzan, care am simțit ca un... l-a inițiat ca pe un copil, un copil al lui, un copil pe care îl vrea frumos să-l crească până la adolescență, să-l scoată în lume, să fie mândru de el, și atunci fiecare își aduce contribuția să fie mândru, să tot ce are mai frumos să dea în acest copil să fie iubit, un copil legitim al său, spuneai de fiecare idee de tematica volumelor, foarte diferit. Și spuneai fiecare să se prezintă, dragă mie, cartea Insula fiecăruia. Așa drag e acel titlu, în care într-adevăr spune despre copilărie și mamă și adolescență. Da, păi asta zic, așa diferită sunt ideile de la Cărmăzan, de la Brâncuș, Brâncoveanu, utopie despre asta și prostie, tot felul de idei variate. Și în care... Da, păi asta era. Și, da, și asta zic, acea... carte cu Insula fiecăruia a fost pe sufletul meu. Intimitatea fiecăruia, și o spune, și titlul e foarte frumos, pentru că interiorul tău e insula fiecăruia și ieși în lume prin celelalte cărți. Mulțumesc frumos și mulțumesc clubului de la Timișoara. Am vrut să încheie crescendo și să-i dau în ultimul rând microfonul astăzi singurului reprezentant al membrilor bărbați din club, domnul Octavian Dragomir Filimonescu. Un nume care este deja agreat de noi, parcă ar fi așa din umbră un sprijin al domnului Cărmăzan în coordonare, vreau să spun, în coordonare. Intervine, ne ajută, sigur că nu vă închipuiți acum chiar că comunicarea se face numai și numai la micile întâlniri colegiale. Sunt și anumite elemente care trebuiesc dirijate și mai ales organizate. E un om organizat, avem bază în el, aici este Tavi. Bună ziua! Ceea ce am observat în acest grup a fost o efervescență intelectuală permanentă. Și dacă am vorbit toți despre literatură și despre ce s-a scris, uitați-vă, sunt 8 volume despre iubire, Dosarul Brâncoveanu, Insula fiecăruia, Utopia, Codul lui Cărmăzan, cărțile aniversare despre Rachieru, despre însăși Doina Moț, care a dispărut,
și despre Marica Pongraț, o mare scriitoare. 100 de ani de literatură feminină în două volume care au... Da. Și în fine, Dosarul lui Brâncuș, care este o carte specială. Eu n-am participat la toate cărțile astea, am participat numai la Brâncuș și probabil și la prima carte La iubire, dar astea au fost partea literară. Dar o altă formă de manifestare a acestui grup a fost organizarea de festival de film. Fiindcă Oarfu are în lucru filmul. Este Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film. Și unul din marile realizări ale acestei activități, nu numai a grupului nostru din Timișoara, dar în general a Oarfului, a fost organizarea festivalelor de film românesc, care sunt niște manifestări gratuite, foarte interesant. Toate filmele s-au publicat și s-au prezentat gratuit și fiecare dintre noi am participat la diverse organizări ale acestui festival în diverse zone geografice, în Bocșa, în Caransebeș, în Băile Felix. Și acum, mai nou, în Timișoara, am încercat și probabil că am reușit să organizăm și în Timișoara o săptămână pe an festivalul românesc. Cam asta ar fi ceea ce am făcut. Și restul sunt lucruri pe care le-am făcut pe toți. Locul nostru de lucru este, de fapt, săptămânal o întâlnire la o cafea. Și la Orizont. Deci, la Orizont, da, dar continuarea. Da, dar la Orizont este, să zicem, o activitate colaterală. Nu este a Oarfului, este a Uniunii Scriitorilor. Dar după este adunarea noastră săptămânală pe care o facem în fiecare, în fiecare vineri. Asta înseamnă comunicare. Fiecare dintre noi vrem să comunicăm. Asta este adevărul. Asta înseamnă că ne dorim, eu cel puțin, să construim prietenie de lungă durată, de cursă lungă. Aș cita așa, înainte de a o ruga și pe o nouă membră a clubului să vorbească, faptul că Dickens avea dreptate când spunea așa: trei lucruri vechi sunt valoroase. Cărțile vechi, vinul vechi și prietenii vechi. Haideți să construim aici, în clubul de la Timișoara, prietenii vechi. Și acum, invitată o profesoară, cadru didactic, dar și creator literar, care ne-a descoperit și a fost acceptată să fie aici, în grupul numit Clubul de la Timișoara, doamna domnișoara Daniela Văleanu. Mulțumesc! Într-adevăr, tocmai asta m-a atras. Faptul că aici, în acest grup, în momentul de față, aici suntem prezenți doar câțiva, dar de regulă suntem mult mai mulți, se discută despre carte, despre poezie. Și eu recent am scos, ca să zic așa, două cărți, una fiind bilingvă de poezie în limba română și limba engleză. Dar m-a atras faptul că se discuta despre foarte multe lucruri, lucruri interesante, și am fost acceptată, primită cu drag. M-a interesat ceea ce se face aici, lansările de carte, activitatea efectiv care m-a atras și faptul că am fost primită cu drag. Aștept cu nerăbdare să mă implic în activitățile care urmează. Iată doar câteva dintre mărturiile care pot să fundamenteze, să fie un fel de eșafodaj a ceea ce se numește, și nouă ne place,
Clubul de la Timișoara. E un club select, vă asigur, cu idei interesante, cu valorificarea acestora în câteva volume de cărți. De ce să nu ne recunoaștem valoarea, să zic așa? Pentru că e o mică construcție. O mică construcție, cum spuneam, din atitudini, păreri, idei, implicare, acțiune favorizantă, uneori poate obositoare, alteori mă refer la cărțile care se scriu, dar care în final rămân undeva într-un raft de bibliotecă. Vă mulțumesc foarte mult tuturor că existați! Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova.